Un fost polițist de frontieră băut a provocat un accident de circulație cu pagube materiale însemnate. Bărbatul de 51 de ani a lovit două autoturisme parcate, după care a devenit recalcitrant și a fost dus la spital cu poliția și jandarmii. Bărbatul avea o alcoolemie de 1,06 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Autoturismul condus de acesta pe o stradă din centrul Severinului a lovit două mașini parcate. După ce a lovit primul autoturism aparținând unui fost primar al unei comune, șoferul ar fi vrut să plece de la fața locului, lovind cea de-a doua mașină. A devenit apoi recalcitrant și dus de poliție și jandarm la spital. Aici a și fost testat cu aparatul etilotest. Întrucât bărbatul de 51 de ani a manifestat un comportament recalcitrant, la locul evenimentului a fost solicitat și un echipaj de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Mehedinți. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcool test, care a indicat o valoare de 1,06 mg per litru alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Pagubele materiale sunt însemnate. Șoferul vinovat va fi cercetat pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe. De altfel, este bun și de plată.